Canalul nostru. După cum ați observat, noi ne-am trezit de ceva vreme. Am mai ieșit o maimuțică. Da, maimuțică. Am fost puțin pe afară, am avut de rezolvat puțină treabă la bancă, câteva facturi de plătit. Apoi am fost la Edeca, m-am arătat puțin acolo, nu am putut să filmez. De fapt, nu știu dacă aș avea voie să filmez și nici nu am întrebat. Am să vă arăt ce am luat de acolo, n-am luat foarte multe chestiuțe. Vreau să fac astăzi o supă cremă de ciuperci. Am luat și micul dejun. Am pregătit și o cafeluță, am schimbat-o și pe Sofie, că am avut în pijamale cu mine. N-am mai avut timp să stau să schimb. Acum am ieșit puțin pe terasă, v-am zis să-mi beau și eu cafeaua și după ne începem ziua. Pe Sofie, m-am puțin pe aici pe afară și după mers să încerc să o adorm și soarele, dar nu știu cât va ține. Trebuie să fac și puțină curățenie, am și câteva haine de ale ei să le calc, pentru că eu îi calc hăinuțele ei. Încă de când s-a născut am făcut asta și am de gând să o fac și de acum încolo. Sofie, îți place în iarbă? Da? Nu vorbești cu mami? Ești trunfiță acum? Priveliște aceasta, venim noi să o privim. Încă de când era Sofie bebeluș, obișnuia să vin aici cu ea să mă plimb. Avem și brazi. Vă arăt repede ce am luat din Edeca. Pe tot ce vedeți aici pe masă am dat 13,92 €. Am luat dozele acestea de Fanta. Sincer, nu știu dacă sunt acum nou ieșite sau sunt de mult. Eu nu le-am văzut până acum, nu mi-aduc aminte să fi băut din acesta exotic. Și am luat două, una pentru mine și una pentru soțul meu. Am luat și un pachet din acesta, o cutie din aceasta cu șervețele cosmetice, sunt 90. Și cred că au 3 straturi. Nu știu dacă voi ajunge săptămâna aceasta în DM. Știți că le prefer pe cele de la ei, dar cred că sunt bune și acestea. Am luat și o smântână pentru gătit de la Rama cu 15% grăsime. De obicei folosesc o smântână normală din aceea la pahar, dar de data aceasta asta era la reducere și am zis să o încerc. Am luat două cafele din acestea gata preparate reci, sunt marcă proprie din Edeca, una este Espresso, iar cealaltă Cappuccino. Soțului meu îi plac foarte mult, asta îi place cel mai mult, dar am găsit doar una și am luat și una așa. Eu m-am cam plictisit de ele și nu mai beau. Am luat și poietaj,
Aș vrea să fac o plăcintă cu mere. Am câteva mere în grădină și vreau să fac o plăcintă cu mere. Am mai făcut săptămâna asta una cu dovleac. Părerea mea este că e mult mai bună cea cu mere. Am luat și o maioneză din aceasta simplă de la ei. Este tot marcă proprie Deca, 50 de mililitri. Am luat și ceaiul acesta cu green tea, adică ceai verde cu pomelo de la Arizona. Este preferatul meu, îl beau foarte des. Am luat și ciuperci, 400 de grame pentru supa cremă. Am luat și o brânzică din aceasta Brie, tot marcă proprie Deca. Mie îmi place foarte mult. Încă o brânzică este aceasta de la Gazi, cred că se pronunță, nu știu sigur. Este brânzică simplă pe care poți să o pui pe grătar. Noi o mâncăm dimineața, o fac în tigaie, cu puțin ulei sau fără, depinde cum vreau. Aici am o pară pentru Sofie și tot pentru Sofie am luat și bananele acestea micuțe de la Dole. Nu am mai luat niciodată așa micuțe până acum, am gândit că sunt mult mai practici, ea oricum nu mănâncă una întreagă, nici și pe asta nu o să mănânc întreagă, dar am zis să văd și eu cum sunt. Am pus legumele acolo la fiert. Aproape am terminat în bucătărie, m-am doar să spăl vasele și ce am mai murdărit pe aici. Merg mai întâi să o verific pe Sofie ca nu cumva să se fi trezit. De obicei când se trezește plânge. Dar sunt și dăți în care se trezește și se joacă în pat. Merg mai bine să o verific pentru că ea a început să se rostogolească foarte mult și mi-este frică să nu cadă. S-a făcut aproape ora 2 și nu am reușit să termin supa cremă la timp. Este fiartă, dar mai am să o blenduiesc, așa că mi-am pus puțină salată Beauf. I-am pregătit și lui Sophie, doar că a ei este diferit, este pentru bebeluși. Are cartof, morcov, piept de pui și mazăre, iar apoi am pus o linguriță de iaurt. Este și aici prezentă, i-am pus puțin pe măsuța ei pentru că nu prea vrea să mă lase să-i dau eu în guriță, așa că îi pun puțin pe măsuță, o las să-și ia cu mânuța, iar eu mai amăgesc așa și îi dau cu lingurița. Și mi-am pregătit și un pahar ceai verde și rodie. Sofie, ce faci acolo? Cine le pune la loc, a? Ce faci, mă, băgată în cutia aia? Pe ziua de azi am terminat supica de făcut și am ieșit puțin afară.
Sholo să fie să mănânce și am să închei acest daily vlog aici, pentru că este seară și cu siguranță nu am să vă mai arăt nimic. Da. Aici este domnișorica, care e pe apă. E bun? Îți mai fac? Da? Mă bucur că îți place. Vă mulțumim frumos că v-ați uitat la noi până la sfârșit. Iar dacă vă suntem simpatice și încă nu v-ați abonat, nu uitați să faceți asta și să apăsați pe clopoțel pentru a fi anunțați de fiecare dată când vom posta un clip nou. Până data viitoare, noi vă pupăm și vă îmbrățișăm cu drag. Pa, pa!